Delta Dunării. În acest moment, piața internă, piața turiștilor români. De aceea, o să vedeți, alocăm cel mai mare buget către această piață. De exemplu, pentru că știu că o să ne întrebați despre costuri și o să vedeți că avem multe cifre în această prezentare, așa cum am făcut și anul trecut, foarte transparent. Numai participarea la Târgul de Turism al României, TTR, pe scurt, cel de la București, ediția de primăvară, un buget aproximativ de 33.000 de euro. O să vorbim despre cifre și explicăm. Iată cât de mult ne costă doar să participăm timp de 4 zile împreună, Litoral și Delta Dunării, la acest târg. De fapt, este târgul care ne costă cel mai mult, cele externe nici măcar nu se apropie de această sumă în total. Piețele externe. Păi unde ne propunem să ajungem? În Japonia? E greu să aducem turiști acum din Japonia pe litoral, da? În China? Foarte greu și mai greu. Haideți să vedem ce ne-am propus noi. Israelul și știm de ce, un proiect care are mare succes în ultimii 3 ani, pentru că ne-am implicat în mod direct noi, Asociația Litoral Delta Dunării, alături de un tur operator israelian, o piață pe care avem rezultate extraordinare și avem un slide special alocat acestei piețe. Republica Moldova. Consider strategică această piață pentru noi, o spun de foarte mulți ani de când eram președinte ANAT și în continuare, cred că mai întâi trebuie să ne propunem să atragem mai mulți turiști de la vecini, mai exact de fapt de acasă, în cazul de față. Italia, pentru că am reușit să aducem un zbor, așa cum știm, Milano-Bergamo, Constanța, și asta înseamnă că trebuie să începem să ne promovăm pe Italia, pentru că avem zbor, trebuie să aducem și turiști. Polonia, țintim bineînțeles o cursă directă către Varșovia. În ultimii 3 ani am intensificat aceste eforturi, o să vedeți și cum. Am început să ne prezentăm la târgul de la Varșovia, nu oricum, ci cu conferințe de promovare împreună cu Ambasada României la Varșovia și facem acolo o figură frumoasă. În acest an sperăm, în anul următor de fapt, sperăm să ne întoarcem într-adevăr și cu un zbor de pe Varșovia. Anglia, pentru că împreună cu Wizz avem zborul Constanța-Londra. Zbor care este, Adrian Jiga o să ne confirme, 99% aproape gradul de încărcare, deci gradul de ocupare al avioanelor, la 2 zboruri pe săptămână cât avem acum, și am cerut al 3-lea zbor pe săptămână companiei Wizz Air în vizita pe care am făcut-o la Budapesta. Aceste zboruri sunt pline, avem deja discuții cu tur operatori britanici, v-am mai anunțat că a început vânzarea unui produs special, petreceri de burlaci britanici la Mamaia. Este un efort pe care îl facem pe această piață. Ne prezentăm la Târgul de Turism de la Londra în ultimii 2 ani, chiar cu un show pe care l-am avut acolo, Mamaia Style, cu care am atras atenția, și aceste discuții continuă. Suntem puțin nemulțumiți acum pentru că Wizz Air a schimbat orarul de operare și, de exemplu, zborul de vineri ajunge acum sâmbătă, ceea ce taie din weekend, nouă nu ne convine, purtăm negocieri în continuare cu Wizz Air. Turcia. De ce este importantă Turcia? Foarte simplu. Am reușit să atragem pe aeroportul Constanța și să menținem în continuare pe aeroportul Constanța compania aeriană numărul 1 în Europa în ultimii 3 ani, și anume Turkish Airlines. Zborurile au ajuns la 4 pe săptămână. Nu suntem foarte mulțumiți de numărul de turiști și de pasageri care urcă de pe Constanța comparativ cu cel de pe Varna către Istanbul, dar, sigur, este important să menținem aproape Turkish Airlines Constanța, și atunci am început în ultimii 2 ani să facem eforturi să promovăm orașul Constanța și Mamaia ca stațiune de bogată în viață de noapte și în distracție pentru turiștii turci. Ai zbor, repet, aceeași strategie, încercăm să atragem turiști. De aceea am avut deja 2 acțiuni, 2 infotripuri cu ANAT-ul Turciei. ANAT-ul Turciei, așa cum știți și ați fost prezenți, se cheamă TURSAB, este cea mai puternică organizație din turism a Turciei și este partenerul oficial al Asociației Litoral Delta Dunării și al Turkish Airlines Constanța. Am adus deja 2 grupuri de agenți de turism și jurnaliști din Turcia. Trebuie să vă spun, și mă uit acum la domnul Mergeani, la domnul vicepreședinte, de fiecare dată s-a cerut să includem în programul de vizită Delta Dunării. Și am să o spun de mai multe ori pe parcursul zilei, știm bine, Delta Dunării este și excursia locală numărul 1, cel mai vândută pentru turiștii care stau pe litoral în timpul verii. Grecia și Cipru, de ce? Pentru că am convins Blue Air să introducă această cursă tradițională pentru noi, Constanța-Atena, 2 în 1, pentru că există și Larnaca. Evident că ne-am dus într-o conferință de presă și întâlnire cu 200 de agenți de turism ai ANAT-ului Greciei la Atena.
și apoi în Cipru. De fapt, chiar 3 premiere. Pentru prima dată atacăm din nou țările scandinave. Ne-am înscris cu 2 zile în urmă, oficial, la târgul de turism de la Helsinki. În ultimul an am purtat mai multe discuții și 2 întâlniri, chiar aici pe litoral, în sudul litoralului mai exact și apoi la Mamaia, cu tur operatori din Finlanda. Discutăm despre posibilitatea unui charter, va fi posibil în 2018. Pentru asta ne prezentăm pentru prima dată în ianuarie la acest târg. Vom avea o conferință de promovare împreună cu ambasadorul României în Finlanda și împreună cu Turkish Airlines Finlanda, care ne sprijină pentru a aduce acest charter și acești turiști spre litoral și delta Dunării. Liban, o premieră. De ce? Este o destinație cerută ca charter, linie charter, de hotelieri libanezi de pe litoralul românesc. Nu e vorba de domnul Mohamed, e vorba de domnul Galeb, dacă există întrebări. Vara aceasta, 2016, am avut aproape 700 de turiști libanezi. N-am vorbit despre ei până acum, vă spun asta în premieră. Ei au venit însă cu aterizare la Varna, pentru că noi nu aveam posibilitate de zbor. Și bineînțeles, pentru că lucrurile au mers bine, pentru că turiștii libanezi și tur operatorii libanezi au fost încântați de ceea ce au văzut, în primul rând la Mamaia, pentru că pe Mamaia s-au concentrat cererile acestor turiști, îi interesează foarte mult și am reușit să perfectăm cu Blue Air un zbor charter Constanța-Beirut, care va opera timp de 8 săptămâni vara viitoare. Aceasta, deci, va fi o premieră. Vorbim de aproape 1000 de turiști libanezi care vor ateriza vara viitoare direct pe aeroportul Constanța. Și Benelux, pentru că tocmai spuneam că introducerea unui zbor charter Constanța-Bruxelles va însemna pentru prima dată turiști din piața Benelux care vor ateriza direct la Constanța, vor avea sejururi pe tot litoralul, se pune accent pentru ei și pe pachetele de spa și wellness și, bineînțeles, pe delta Dunării. Am stabilit piețele, am vorbit despre țările pe care le avem în vedere. În general, nu amestecăm. Strategia noastră spune clar, acestea sunt țările pe care vom aloca resurse, țările în care ne ducem să ne prezentăm și să ne promovăm. Orice alt proiect poate să însemne bani, dar nu și rezultate imediate, decât peste un timp mai îndelungat.